Satul Roșia Nouă este așezat într-o zonă de dealuri, la poalele munților Zărandului, pe valea cu același nume. Prima mențiune este din anul 1715, când avea doar 3 familii de iobagi. Către mijlocul secolului al XVIII-lea, numărul locuitorilor a crescut, datorită unor bănățeni care s-au refugiat aici, fugind de urgia turcească. Biserica a fost ridicată pe o temelie de piatră brută, pereții au fost construiți din bârne de stejar, tencuiți în interior și dați cu var. În decursul timpului, biserica a suferit mai multe reparații. Se cunosc cele din anul 1862, când biserica a fost înălțată pe o nouă temelie, deoarece se afundase datorită locului mlăștinos în care fusese așezată. În anul 1867 a fost schimbat acoperișul, iar în anul 1909 sau 1912 a fost din nou ridicată pe o temelie de piatră. Zugravul Nicolae de la Lupșa a realizat la Biserica de Lemn din Roșia cea mai importantă lucrare din activitatea sa, desfășurată în Valea Mureșului, atât prin amploare, cât mai ales prin calitatea sa artistică. Se pare că acestei lucrări i-a consacrat cel mai lung timp. Programul iconografic este cel cu care ne-a obișnuit zugravul Nicolae, având însă un număr mai mare de teme și scene. Registrele sunt despărțite de benzi decorative, alcătuite din vrejuri elegant ondulate, purtând flori, sau din frunze dispuse în cruci culcate, precum și din meandre pictate în roșu și albastru, care se întretaie ritmic. Decorul bogat contribuie la efectul de ansamblu al picturii zugravului de la Lupșa Mare, care a aplicat aici la Roșia o cromatică vie de o mare intensitate.